frica este tot timpul, mai ales când faci tărituri foarte grele sau când înveți o săritură nouă. Și nou, acesta e tot timpul fricăjător. Teama asta îți dă un pic de focus. E bine să ai o teamă ca să te poți concentra ca atare. Sunt Constantin Popovici, sunt sportiv de performanță, campion european la proba de 27 de metri. În 2011 pot spune că am pus slip un cui, m-am oprit din sport de performanță și am făcut o perioadă de 7-8 ani de zile spectacole. Am văzut campionatul mondial din 2017 la Budapesta. Mi s-a părut că e potențial de mai mult. Și atunci, cred că ăsta a fost momentul în care m-a motivat să încerc. Un an după am concurat la primul campionat mondial de Cupa Mondială, și am luat locul 2. Eu aș vrea să mai particip încă vreo 5-6 ani la proba de 27 de metri, sperând ca sportul high diving să fie introdus la Olimpiadă. Ăsta este golul nostru ca și high diver. Toată comunitatea aceasta tot împinge în sportul ăsta prin număr mai mare de participanți. În fiecare an avem din ce în ce mai mulți competitori. Federațiile încep din ce în ce mai mult să susțină acest sport, chiar dacă nu e sport olimpic. S-au deschis baze în lume speciale pentru acest sport. Popovici Constantin, 370, 10 metri. Anul trecut, țin minte că am executat niște sărituri noi 900 de la 27 de metri, unde eu le-am inventat și erau cele mai tare sărituri din lume la momentul respectiv. Și timp de când le-am executat, pentru prima dată, adrenalina era la cote skyrocket. Și atunci mi-am adus aminte un pic de ce fac sportul ăsta. Câteodată uiți de adrenalină, adică e ceva normal pentru mine, dar toată îmi place să simt și emoțiile astea de adrenalină, pentru că e ceva unic și probabil că nu o să fac sportul ăsta forever și atunci vreau să țin de ele cât mai mult, să-mi amintesc, poate când noi mai facem sărituri în apă, să-mi amintesc de aceste senzații care au fost o viață întreagă.